Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul Aventură în Natură. De data aceasta mă aflu pe malul râului Buzău. Am ales această locație datorită faptului că poate vedea pământul este foarte ud. Încercăm să profităm de timpul frumos care încă mai este. Ca să aprindem focul ne trebuie niște iarbă uscată. Și folosim palma ca pe o greblă și tragem și se ia doar iarba uscată. Iar pe aceasta o folosim ca să aprindem focul. Între timp am făcut și o mică vată din pietre. Voi folosi și un pic de vată din kitul de supraviețuire pentru că iarba este foarte trasă, se aprinde foarte greu. De ce nu am făcut o vatră din pietre? Oameni buni, nu știu câți dintre cei care sunt aflați într-o situație de primejde, care sunt rătăciți pe munte, ar sta să caute pe munte pietre să facă o vatră. Eu recomand totuși să nu se facă focul, după cum am spus, dacă situația nu o prevede, iar dacă se face să fie unul micuț, cât să poată fi stins foarte rapid, să aveți apă la mână ca să poată fi stins. De asemenea, după cum ați văzut, îl poate fi aprins foarte, foarte mare lejeritate un amnar, dar eu prefer să folosesc un chibrit sau o brichetă. Desigur, un chibrit care îi sfătuiesc pe toți care merg pe munte, o brichetă să aibă la îndemână, închidul de prim ajutor, o oglindă, o lanternă. Mai multe detalii găsiți în videoclipul anterior. Gata și cu friptura. Locul unde a fost făcută vatra, iar la final așa arată locul.
Dragi prieteni, cam atât a fost pentru azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de abonare, clopoțelul pentru notificări și cu siguranță ne vom revedea la un nou video pe canalul Aventură în Natură.